Bună seara, sunt Gabriela Maluf. Astăzi vom dezbate un fenomen care crește din ce în ce mai mult și anume dezbaterile și viața pe care o trăim mai mult în rețelele de socializare decât în viața reală, în plan fizic. Iar studiile ne arată că, din păcate, gradul de depresie, de anxietate crește și el vertiginos, iar grupa de vârstă cea mai afectată este, din păcate, grupa preadolescenților, adolescenților. Așa că astăzi, alături de Gelu Duminică și de Daniela Cazăn-Svițelaru, Sabina Cornovac se va alătura și ea nouă în Skype. Dar până atunci o să dezbat alături de voi, uite, acest fenomen care crește și parcă nu reușim sub nicio formă să îi dăm de cap. E o nouă formă, probabil că din punct de vedere sociologic nu putem să ne raportăm la altceva, pentru că e o noutate până la urmă. Oare? Da, e o formă de comunicare. Duceți-vă în aminte că și înainte, de multe ori, arătam cu totul altceva decât ceea ce simțeam. Numai că o făceam cu mijloacele pe care le aveam la dispoziție atunci. Dar în copilăria mea mi-aduc aminte de familii care erau exponentul victimelor violenței domestice, dar care în public pozau extraordinar, la nuntă, dansau, erau fericiți tot în zâmbet, însă acasă era cu totul și cu totul altceva. E bine, deci acum este o noutate. Nu, nici de cum. Dar numai că acum avem un alt instrument la îndemână. Și din păcate, faptul că acest instrument este atât de larg, adică, ok, altădată vedeai doar vecinul, vecina, avem mai puține instrumente, da? Și comunicarea era mai, așa, mai limitată. Exact. Și asta nu ne afectează, că acum vedem milioane de oameni care o duc bine? Cu siguranță te afectează dacă, cum să spun, te lași afectat sau dacă trăiești mai mult în zona aia, știți? Dacă trăiam mai mult pentru ce vrea să vadă lumea, te afecta. Dar dacă noi doi suntem bine în intimitatea noastră și, bun, da, mai zicem și noi de vecinul, că, Doamne, iartă-mă, suntem oameni, dar la urma urmei contează ceea ce simțim noi doi. Nu. Așa? Aici, știți, depinde foarte mult de valori, comportamente și atitudini. Aha. Într-o societate în care capra vecinului a contat foarte mult. Tot timpul. Da, poate afectează în mai mare măsură. Dar într-o societate în care celălalt are oi mai multe, mândre și cornute și ăsta e motiv să-l omor? Logică, da. Adică nu trebuie să ne uităm doar la instrument. Adică nu neapărat mijlocul de socializare distruge. Pentru că dacă el nu ar fi consumat, n-ar distruge. Ci trebuie să vedem ce ne face să consumăm atât de mult mijlocul ăsta, pe de-o parte, și de ce îl transformăm și într-o zonă în care, cum să spun, ne face rău. Și aici e liberul arbitru. Dar totuși vorbim în această seară despre preadolescenți și despre adolescenți care poate nu au la fel de multe filtre așa cum avem noi adulții și mă gândesc că noi pe vremea noastră cred că doar părinții se cam prefăceau, nu știu, acum e și asta o dezbatere, ei se certau acasă și după aia dansau la nuntă, dar cred că noi copiii ne arătam destul de reali așa unii altora, cred eu sau nu știu, așa am trăit eu, e realitatea mea, nu știu, o să-mi povestiți și voi de realitatea voastră. Crezi că tinerii reușesc să facă ce spune Gelu, să filtreze toată această informație? Sau hai să vedem ce îi determină pe ei să consume acest gen de comunicare și pe unde sunt valorile, pe unde sunt comportamentele în cazul lor? Cu greu. Bună seara și mulțumesc de invitație. Cu greu reușesc să treacă printr-un filtru această realitate care există, este aici, trebuie să o înțelegem în primul rând. Dar cred că cel mai important e trebuie să ne uităm puțin acasă, să ne uităm la părinți. Aici nu este vorba despre consumatorii copii, ci despre cum se discută despre acest subiect în familie. Dacă pe tine te vede copilul că îți pui unghii false, gene false și ești mereu popoțonată la maxim și în viața reală când te duci la pâine și e normal că atunci când e tot o artă pe tine, un pic te transformi și frumusețea naturală, care e dată tuturor, să fim serioși, trebuie doar să dorim să o înțelegem și să o acceptăm și să o punem în valoare. Exact.
Dacă un copil care e într-o perioadă în care crește și se compune frumos cu tot ce îi dăm noi, adultul, vede doar asta sau mai mult asta, el va pune valoare pe ceea ce este și mai puțin pe ceea ce apare și ceea ce este în interior mai puțin. Adică va vrea să fie un ambalaj cu mai puțin conținut. Eu cu copiii mei, de exemplu, părere personală, fac în așa fel încât să mă machiez foarte puțin, doar când este necesar, pentru că e logic, la televiziune, de exemplu, trebuie să pui anumite, să faci o artă din chestia asta, să nu pari palid, și le explic copiilor că asta este o artă, dar realitatea este asta și e bine să existe ambele variante, dar să fie controlate. De la părinți pornește, nu de la copii, și nu este o problemă că există filtre, 1000 de filtre. Cum le folosim și de ce le folosim și de ce există doar ambalaj și mai puțină educație, comunicarea, de acolo pornește tot. Uite, pentru că oamenii de știință au tot dezbătut acest lucru și au văzut că este un fenomen în creștere la adolescenți și pentru a ne atrage atenția asupra problemelor emoționale cu care se confruntă adolescenții, a fost realizat și filmul Otto Barbarul. Filmul este însoțit de campania Nu da doar cu sin, care și-a propus să învețe pe adulți să-i asculte pe tineri atunci când trec prin momente dificile. Otto Barbarul spune povestea unui adolescent punk de 17 ani care intră în depresie după pierderea tragică a iubitei sale și refuză orice fel de ajutor. Otto este interpretat de Marc Titieni, rol de debut pentru tânărul actor, iar din fericire filmul în regie a Ruxandrei Ghițescu a fost distins anul acesta la TIFF cu premiul pentru cel mai bun lungmetraj în cadrul zilelor filmului românesc. Eu vă invit să vedem un pic materialul, după care să comentăm această situație. Toată ideea filmului era de a face un pic de spațiu și de loc și de timp pentru adolescență. Noi ne-am dorit să deschidem un dialog. Să deschidem un dialog între adolescenți și părinți, să arătăm cumva cât de ușor pici niște clișee comportamentale, cumva societatea noastră ne condamnă așa la o fericire perpetuă, de care nu toată lumea este în stare tot timpul, și este un lucru absolut normal și ar trebui să fie și un lucru acceptat și vorbit. Deci vedem filmul Ruxandrei Ghițescu, care ne prezintă o realitate a tinerilor din zilele noastre. Alături de noi se află și Sabina Cornovac, content manager. Ai văzut și tu materialul, Sabina. Hai să comentăm un pic ce înseamnă rețelele de socializare pentru tineri, cum ajung ei să cadă în depresie și care până la urmă e responsabilitatea noastră a adulților pentru a diminua acest fenomen. Și bine v-am găsit și salut cu mare drag și pe cei din platoul tău, Gelu, o mare bucurie să ne reauzim. Subiectul este foarte interesant pentru mine și aș putea să vorbesc o oră despre asta. Chiar în timp ce te ascultam legat de acest film, am găsit un mic studiu asupra tinerilor din Marea Britanie, în care cercetătorii au identificat faptul că Instagram este platforma de social media cea mai des identificată cu sentimente negative, inclusiv depresie, anxietate, singurătate, probleme cu somnul și intimidarea. De ce? Pentru că atât Instagram cât și Snapchat, care era pe locul 2, se concentrează foarte mult pe imagini care pot promova sentimente de inadecvare și încuraja stima de sine scăzută pe măsură ce oamenii se compară cu ceilalți. Problema cu filtrele, în special cele de pe Instagram, este că ne-au luat încrederea în noi, ne-au făcut să nu ne mai simțim frumoase și ne setăm standarde false pe care nu o să le mai putem atinge niciodată. E foarte important că se discută acest subiect și să spunem cât mai des că e ok să nu fim perfecți, nu este nimeni perfect pe planeta asta și ne ajută foarte mult pe noi psihic să ne vedem așa, reale, fără filtre. Ceea ce mă bucură foarte mult și țin să menționez acest lucru este că, din fericire, există deja un pumn așa de influencer și o parte din comunitatea online care s-a săturat deja să vadă influencer perfect și caută autenticitate. Chiar astăzi se vorbește, dacă vă uitați pe Instagram, Adelina Pestrițu și Dea Codrea au o discuție pe acest subiect în care spun cât de reale se simt că ele trec prin fața oglinzii, văd o imagine și aceeași imagine este și pe Instagram. La fel, se discută despre acest subiect aproape zilnic și pe conturile aluzive și ale Ștefanei Todoroiu. Am vrut neapărat să menționez asta,
pentru că sunt niște exemple pozitive. O să vorbesc și despre mine personal. Fac social media de 13 ani și am trecut și eu acum mult timp printr-o mică depresie, neavând o părere foarte bună despre mine din punct de vedere fizic. Aveam tendința de a folosi filtre special alea care se netezeau tenul și apoi mă uitam în oglindă și vedeam că am acne, că am puncte, că am roșață și lucruri de genul acesta. De aceea e important să vorbim cât mai des despre subiectul acesta, pentru că, așa cum spuneați mai devreme, depresia și tendințele de suicid sunt reale, nu sunt o glumă și vin, din păcate, și din zona asta de social media, unde influencerii, în special pe partea feminină, folosesc mult prea des. Aș vrea să explicăm tinerilor din România că nu toată lumea are acces la un make-up artist, la un designer, la niște haine extraordinare, la niște ședințe foto. Aș vrea să vă spun că aceste fete absolut superbe au trecut prin 7 ore de ședință foto pentru a avea acele poze filtrate, nefiltrate și super editate, iar voi sunteți frumoase așa cum sunteți. Ăsta e mesajul meu pentru tinerile din România. Așa este și mă bucur că ai acest mesaj. Am făcut și noi un top al rețelelor de socializare folosite de noi toți, de altfel nu doar de tineri. Vedem Facebook-ul cu 2,83 de miliarde de utilizatori, YouTube la fel 2,29 de miliarde, WhatsApp-ul iarăși foarte mult, Instagram-ul văd că stă destul de slăbuț, dar oricum și mă întorc către tine, Gelu, și te întreb, pentru că așa cum spui tu, nu e ceva nou, oamenii se compară și se uitau unii la alții tot timpul și se prefăceau că sunt bine când sunt rău, când ei erau rău de fapt. Dar gradul ăsta, eu îl vedeam doar când ieșeam din casă, îl vedeam pe vecinul meu frumos și aranjat și bine și cu capra lui frumoasă, doar când ieșeam și mă întâlneam cu el. Adică nu eram expus la fiecare secundă la o imagine perfectă, la un vecin cu o capră bogată și frumoasă și cu barbapusul pe studiuri. Exact. Acum, ideea este ce facem. Da, bun, din păcate sau din fericire, hai să zicem așa, societatea, unii o numesc evoluează, alții spun că involuează. Ce facem? Pentru că numitorul comun este același. Și respectiv, stimă de sine, da, neinvestiția sau slaba investiție în abilitățile socio-emoționale ale individului, presiunea asta constantă pe care o punem pe toate lucrurile, să fie cea mai cea, să fii cel mai cel. Da, dacă aveam 9 la școală, mama mea nu-mi zicea nimic. Zicea, mamă, ce deștept ești. Însă aveam în jurul meu care și-o luau grav pentru că aveau 9 la școală. Dar chestia asta, am auzit-o în jurul meu foarte mult. Tu nu ești ca fata locutare și mai ales la fete. Da? Tu nu, uite, ai văzut fata locutare. Iar chestiunea asta nu face decât să sape undeva în suflet. De fapt, ceea ce noi uităm în tot eșafodajul ăsta de dezvoltare a individului este sufletul. Da? Teoria, repet, o numește abilitatea socio-emoțională. Și dacă o să vedeți că tot sistemul nostru și multe alte construiesc foarte mult pe zona asta de abilități cognitive. Să spui, să știi, să fii deștept. Da. Dar nu te construiesc când să fii puternic, să poți să te adaptezi, să fii rezilient, să te împaci cu tine, să-ți placă de tine, să te iubești și așa mai departe. Și să înțelegi că drumul spre succes este presărat de o tonă de greșeli pe care le faci și că greșeala e ceva normal, nu-ți ia nimeni cap. Dar e la noi greșeala, manifestată inclusiv de a arăta cum nu trebuie în spațiu public, se transformă în, mamă, ce șmecherie. Da? Eu personal nu am pus niciodată accentul pe modul în care arăt. Ar fi fost și culmea, da? să nu fiu nu știu cum. Dar pentru simplu motiv că eu știu punctele mele tari și punctele mele slabe. Știu că sunt puțin mai frumos decât dracu, da? Însă dracu e al dracu de frumos. Da? Însă știu pe partea cealaltă ceea ce pot să ofer și unde am de lucrat. Dar am și urechile deschise. Este de greu unui tânăr, care, ok, să zicem că își cunoaște punctele forte, punctele slabe, să audă din multe, multe, multe direcții că nu e așa. Sigur că este greu. Este greu și să nu consum știu eu ce tutun în momentul în care toată gașca ta consumă. E greu să nu faci nu știu ce când ceilalți fac. Sigur, apartenența la grup este o presiune în sine. Însă dacă noi ne uităm, și de aici eu mă uit la ce putem face,
cum echipăm pe fiecare dintre noi, da? Cum, ce facem, astfel încât stima de sine, încrederea, reziliența și așa mai departe să fie mai degrabă însămânțate decât capacitatea de a recita 98 de strofe din Luceafăr. Și crezi tu, Gelu, că dacă noi ne-am focusat pe acest gen de educație, probabil nici cei care fac astfel de discriminări sau au un comportament neplăcut, nici ei n-or să mai aibă nevoie să facă lucrurile astea? Deci cumva îi ajutăm pe cei care au nevoie să nu mai vadă, să nu mai audă lucrurile astea, dar probabil că educându-i pe toți la oaltă, nici cei care fac lucruri neplăcute la adresa celorlalți, poate nici ei nu vor mai face, pentru că mi se pare nociv. Nu în aceeași măsură. Adică să nu ne îmbătăm totuși cu apă rece. O să vindecăm planeta, nu? Doamne, iartă-mă, lumea este diversă, întotdeauna o să existe, cum există Dumnezeu, dacă e să mă uit pe biblic, da, există și diavol. Doamne, iartă-mă! Trebuie să ne obișnim. Tocmai de asta îți dai seama și cât de frumos e Dumnezeu, când îți dai seama cât de urât este diavolul, ca să mă uit așa. Adică ele cele trebuie să existe. Da. Trebuie să existe și partea aia de exagerare, pentru că altfel nu ți-ai dat seama cât de greșită este exagerarea. Acum, m-ați întrebat la început dacă eu cred. Nu e vorba despre ce crede, despre ceea ce știința a demonstrat. Că în momentul în care se investește cu precădere în zona aia, efectele privind, hai zicem așa, stabilitatea socioemoțională și buna dezvoltare a individului sunt extrem de benefice. Adică nu e despre, cred eu, dar am un păreri. Nu, e vorba despre ceea ce știința în zona de sociologie, antropologie, dar psihologie, psihoterapie au dezvoltat și au studiat în ultimii ani. Eu personal, cred că aici noi avem o mare problemă. Și cred că, indiferent, da, să zicem, Sabina apare și se transformă mâine în nu știu ce zână din pădure, da? Faptul că eu vreau să mă transform în zâna din pădure e și problema mea. Nu e numai problema Sabina, influencer. Da, corect. Da? Adică Sabina e un produs, vinde. Da? Faptul că eu vreau să mă transform într-un produs și că nu am încredere în mine, că eu însumi sunt un produs, aici e responsabilitatea, adică să nu ne uităm doar la influenceri. Da? Vinde. El vinde. Da, vinde pentru că el ia, pentru că există companii care investesc în imaginea aia. Bun, dar eu am capacitatea de a alege. Adică pot să nu cumpăr, spre exemplu, drogul? Pentru că există vânzători de drog. Pot să nu-l cumpăr? Aici e și liberul meu arbitru. Nu, spune că, nu spun că da, vânzătorul nu e are responsabilitatea lui. Sigur că are. Însă eu nu pot să schimb responsabilitatea Sabinei. Sabina, în momentul în care are să aibă 7.000 de contracte cu purcoi de bani, logic o să continue chestia aia. Logic, da. Normal, nu? Da. E legal, e normal, vinde. Ține însă foarte mult eu, și de valorile Sabinei, nu? Adică eu ce fac? E bine că mă luați pe mine, de exemplu. Te-am prins acolo, ce să fac acum? Ești exemplu zilei, Sabina, dar haide să ne ducem și în zona de bine. Haide să vedem, Daniela, tu lucrezi cu foarte mulți copii. Da. Și cât de bine să pupă teoria cu practica, pentru că studiile ne arată că un nou fenomen ia amploare. Pe lângă acest fenomen în care copiii trec realmente prin depresie din cauza ceea ce văd în social media, mai este și acest fenomen FOMO, Fear of Missing Out. Le este foarte teamă că dacă nu sunt online, și cred că nu e vorba doar despre copii, eu cred că și noi adulții simțim, în special cei care ne promovăm pe social media, avem senzația că dacă 5 minute am făcut pauză, ne-a uitat toată lumea, s-a distrus, s-a apărut altul peste noi, s-au dus toți urmăritorii în curtea vecinului și este un fenomen psihologic care începe să afecteze din ce în ce mai mulți adulți, dar cu precădere copii. Studiul nostru arată și ce am găsit noi, că 56% dintre tineri simt nevoia de a fi permanent conectat pentru a nu pierde lucruri care s-ar putea întâmpla când o persoană este offline. Ce faci, Daniela? Cum le explici tu copiilor să folosească online-ul, dar cu atenție? Nu se mai
cultivă această dorință de a te conecta offline? Am avut deschiderea la cursurile mele săptămâna trecută și toți copiii erau cu telefoanele în mână. I-am rugat cu drăguțul, cu drăguța de mine, cu un coșuleț. Vă rog să le puneți aici, avem 2 ore de conectat offline. Dacă nu le sparg. Nu, mă duc să le vând, le-am spus. Deci a fost o formă de... Mă duc să le vând, eu am plecat, voi distrați-vă. Nu, mai în glumă, mai în serios, este foarte greu, însă ține doar de abilitățile unui adult, de a-i introduce într-o poveste unică, interesantă, captivantă, inovatoare. Dar cât e de greu, Daniela, să fii tu cel care e în competiție cu Instagramul, spre exemplu. Eu, părinte, trebuie să-l țin copilul ăla atât de activat în lumea reală și trebuie să-mi pun mintea la contribuție. Zic că e rău să fac asta, dar 24 din 24 pot eu să mă bat cu rețeaua? Eu cred că ar trebui să le explicăm de ce există acel instrument, care este rolul acelui instrument și cumva și un înainte și după. Mie mi-ar plăcea, venind la emisiune, mă gândeam, eram nemachiată, da? Și mă gândeam, am făcut o poză înainte și chiar după emisiune o să pun înainte și după. Eu sunt foarte bine în pielea mea, deși am 1,5 metri, am probabil câteva kilograme în plus, eu sunt super bine în pielea mea pentru că mi-am hrănit interiorul foarte mult. Asta încerc și reușesc de multe ori să dau ca în ceea ce fac să cultiv aceste valori în cadrul cursurilor mele. Dacă noi am reușit, părinții, să ne educăm noi pe noi mai mult și noi să fim fericiți cu noi și copiii să ne aibă modele pe noi, ei vor înțelege și, clar, comunicarea aceasta constantă, de ce există acel instrument. Că vorba domnului Duminică, nu o să schimbăm nimic. Realitatea este aceasta, așa stau lucrurile, dintotdeauna. Însă trebuie să explicăm de ce există anumite instrumente, care este rolul acestor instrumente și să încercăm pe cât posibil să ținem conectați cu viața reală, dar într-o poveste frumoasă, pentru că o mare problemă este cum comunică părintele cu micuțul lui. Cum a zis domnul Duminică, dă-mi-l sau ți-l sparg. Da, acolo este de fapt problema. Părinții interzic foarte mult. Nu e bine să, nu e bine, n-ai voie să. De ce nu-i spui, hai să-ți propun ceva, uite ce am descoperit. Și deja, durează, deja arta conversației este, acolo trebuie să lucrăm. În societatea aceasta. Sau, mă rog, asta o văd oftând. Am o altă opinie, dar vreau să... Vă rog frumos, că de-aia suntem într-o dezbatere. Vreau să ascult și pe Sabina, dacă se poate. Și pe urmă. Bine, da? Ok. Vă mulțumim. Sabina, haideți să vedem cum facem cu tinerii cărora deja le este frică să nu fie conectați pentru că vor pierde și poate că ei vor fi pierduți. Că dacă ne gândim așa bine, chiar ne ducem ca către o teamă așa de abandon, către o anxietate de separare deja și eu cred că ar trebui să-i înțelegem pe copii pentru că, hai să fim sinceri, tu nu simți același lucru că dacă un pic ești o zi deconectată să cam strică treaba? Vreau să-ți dau dreptate și când ai spus treaba asta chiar m-am simțit pentru că am un FOMO incredibil, nu e frumos să recunosc la 35 de ani asta, dar... Norocul meu este că am scuza perfectă și anume toate cele 3 joburi ale mele, ca să zic așa, se desfășoară pe social media, așa că eu când sunt cu telefonul în mână zic că să n-am muncă, ceea ce nu e întotdeauna adevărat, uite, o recunosc acum la televizor. Vreau să vă spun, apropo de ce discutați legat de comunicare, că mi-a plăcut foarte mult și de arta conversației, nu se vorbește destul de des despre rolul comunităților în toată această problemă, pentru că influencerul sau tânărul, oricine ar fi de pe social media, postează aceste poze perfecte, cu filtre, pentru că primește foarte multe like-uri în acel moment. Da? Vanity Metrics, like-uri, comentarii, share-uri explodează în momentul în care în fotografia respectivă tu ești aranjată, machiată, uitați-vă și la mine, sunt acasă în pijama, dar m-am aranjat, m-am machiat frumos acum, da? Dacă aș pune o fotografie cu mine așa, aș primi un anumit număr de like-uri. Dacă m-aș ridica din categoria work from home și s-ar vedea că sunt de fapt în pijama, aș primi un alt număr de like-uri. Și atunci problema, o jumătate de problemă este și la comunitate. Comunitatea care nu te încurajează. Sabina, primești un număr de like-uri mai mic dacă n-arăți bine. Da. Mai mic dacă nu sunt machiată, nu sunt aranjată, okay. Nu sunt cu filtre și cu diverse. Și atunci comunitatea are o foarte mare responsabilitate în treaba asta. E normal că vreau să cresc, vreau să fiu mare, vreau să aparțin grupului, da? Vreau să se vorbească despre mine la școală, că uite, are 10.000 de like-uri sau ceva de genul ăsta. Dacă o să pun poze
cu mine dimineața când abia m-am trezit și am cearcăne, nu o să am cele 10 mii de like. Chiar și îți, să chiar îți confirm asta când fiica mea a trecut de 10 mii, bine, eu e o rețea de socializare pe care o gestionez eu, când a trecut de 10 mii de like-uri, a primit nu știu câte mesaje de la colegii de școală, felicitări, suntem mândri de tine, de unde au știut copiii ăia, cum s-au uitat, ce naiba s-a întâmplat acolo, așa, dar au găsit... A plătit factura mai puțin la întreținere. Evident că dar nu. Înțelegeți unde e problema? Da? Adică sunt două lucruri diferite. Da, primești un tip de validare. Însă este ceea ce îți noi dorești. Ne dorim. Exact. Da? Unu. Doi. Cât de corect este să... Și aici mă diferențiam, de asta am zâmbit atunci. Să cerem fără să facem lucrurile alea. Cum noi adică? Da. Și vă dau un exemplu foarte simplu și beneficiez de faptul că sunt cu trei doamne în studio și virtual. Da, vedeți că suntem în majoritate. Când primiți musafiri, vă apucă sindromul curățenii înainte de a veni musafiri? Să știți că nu. Eu... Păi, da? Daniela, ați nimerit-o eu... bine. Nu, și nici pe mine, nici eu. Băi, vă spun foarte sincer. Sunteți dintr-o minoritate din România. Doamne ajută! Auzi, lăsați că l-apucă pe soțul meu, garantat. Da? Dragule, dacă te uiți tu acolo, ești când... Deci, dar el e tot timpul, în momentul în care... Deci noi suntem în chestiuța asta. Vă duceți aminte când aveam camera de oaspeți în care eram noi copii, în care nu intra nici dracu. Lună. Dar trebuia să fie lună. Și lucrurile bune se puneau acolo. Mai spuneți, mai spuneți. E rău să fie așa, da? Mai spuneți ca să audă și soțul meu. Deodată când vii, dar când celălalt vrea același tip de imagine, să dea bine în fața lumii. E un curaj. Da? E un curaj pe care trebuie să-l avem. E o normalitate. E un comportamente, valori și atitudine. Am spus asta de la început. Dar cel mai bun exemplu ești tu însuți. Tu însuți. În momentul în care îi spun copilului nu sta pe telefon. Da, eu stau. Da, eu stau. În momentul în care îi spun copilului nu contează cum arăți. Dar eu, spre exemplu, pun poze, cum zicea Sabina, numai cu mine scoasă din dulap. Da. Și sunt disperată, țip, stai că nu pot să ies din casă, că nu m-am machiat, stai puțin. Și să mai înțeleagă copilul ăla. Da? Adică logică, dar modelul este transformat. Adică eu mi-aduc aminte când, da, în adolescența mea, da, luasem darul fumatului, da, și taică m-a întrebat, băi, fumezi? Da, și eu atunci eram și cu domnișoara lângă mine și am zis, am prins coraj și am zis, da. Dacă era domnișoara, nu putea să-mi zică nimic. Și tatăl nu s-a așteptat și am scăpat. Taică mi-a zice, băi, tată, eu nu pot să spun că nu e bine ceea ce faci. Că eu însumi o fac. Eu fumez. De asta am renunțat eu la țigară. Gândește-te bine. Da? Deci taică meu, cu ale lui 7 clase, a avut inteligența emoțională și corectitudinea și respectul și bunătatea. Să nu vină să îmi dea lecții de pian când el însuși era păcătos, era fumător. Da. E, noi de fapt aici din nou greșim. Și aici e forma cea mai gravă de agresiune pe care o avem tot asupra copilului ăla. În care noi impunem reguli pe care noi le terfelim. Da. Da, și atunci vine, copilul ăla nu se găsește ce nicăieri. Ce pretenții să mai avem. Da, se găsește efectiv nicăieri. Pentru că, da, cum dumneavoastră ziceați mai devreme, da, validarea celorlalți, a ajuns 10.000 de like-uri, felicitări, sunt mândre de tine. Dar eu îi spun, stai puțin, nu fă aia, nu-i bine ce faci, dar eu fac la rândul meu chestia aia, da, vede că ceilalți copii, da, pun, el nu mai înțelege de ce să facă. Să facă ce îi zice maică sa, ce face maică sa, ce spun ceilalți, nu mai înțelege nimic. Schimbarea începe cu tine însuți. Dacă vrei să schimbi ceva, fă, Doamne iartă-mă, ceva. Adică e absurd să cerem generației astea să nu conteze imaginea când pentru noi înșine conta. Așa este, dar în același timp eu cred că pe lângă acest aspect al faptului că nu suntem cele mai bune exemple și că îi punem pe copii să facă exact ceea ce noi nu facem, eu cred că noi, generația asta de părinți și poate și alte generații care nu suntem chiar atât de nativ digital, habar n-avem ce fac copiii noștri pe rețelele respective. Și nu știm care sunt riscurile. Mama noastră, să știți că știa când plecam noi în oraș cu dar nu știa ce faceți acolo. E același lucru, adică au evoluat, accentele sunt diferite. Cred că facem prea mult în țara, din țara măsar, linia e aceeași. Nu este mai periculos acum? Da, ție ți se putea întâmpla ceva nasol doar când ieșai în oraș.
Când veneai acasă, erai acasă. Dar copiilor ăstora, pe WhatsApp, pot să fie agresați, de exemplu, și absolut luni și marți și duminică și la 12 absolut noaptea și din America și de din Italia și de peste... De ce te putea întâmpla nasol ceva când ieșeai pe stradă? Mm. Pentru că tu, spre exemplu, depășeai anumite chestii. Pentru că tu căutai anumite tipuri de validări. Pentru că tu te duceai... Da, eu mă duceam într-o gașcă să mă arăt cât de zmeu sunt. Și așa mai departe. Da? Șmecheria, cu ghilimele de rigoare. Care avea alte instrumente în perioada aia. Dar acum șmecheria e alta. Dar da, contează ce sport, ce tablet. Bine, ai, adevărul, e că, adevărul e că, Daniela, nu toți copiii sunt agresați pe rețelele de socializare. Adică, exact cum zice Gelu, și când ieșeai pe stradă, putea să ți se întâmple într-un fel sau altul, și pe WhatsApp ți se poate întâmpla într-un fel sau altul, dar totuși, eu personal, e opinia mea personală, cred că noi, părinții, ar trebui să cunoaștem cât de cât locul în care copilul nostru se află, fie că e el pe stradă, fie că e el... Absolut, pericolele sunt, cred că, mai multe acum în era noastră a tehnologiei. Sau suntem noi mai sensibili. Și ar trebui să fim foarte, foarte sensibili la acest subiect și când spun sensibil, nu să tremurăm de frică, ci să tratăm cu sensibilitate subiectul, dar în același timp să nu le impunem să nu fie acolo, ci cum să fie și cât să fie. Și să completăm frumos și armonios, astfel încât să nu-ți faci din copilul tău un dușman. Mi-a zis mama să nu. Și acest nu face chestia aia. Păi, se știe, creierul nu percepe negație. Dacă tu spui copilului nu băga degetele în priză, ce credeți că o să facă? Surpriză! Exact, la priză se va duce. Trebuie să-i povestești într-un fel anume. Tocmai de aceea cred că părinții au nevoie de educație. În continuu. Și ce va absorbi copilul va fi ce modelul este părinții. Văd din cap gelul, dar eu cred în ce spune Daniela că au nevoie părinții de educație, că doar așa poate să fie un model bun până la urmă. Eu am fost unul dintre susținătorii strategiei de educație parentală pe care a retras-o pentru că exact s-au o mulțime de contestatari, e o altă discuție. Dar repet, eu chiar cred că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Da? Și cred că nu reinventăm roata, ci doar o facem mai aerodinamică, mai... Da, ajustăm situația. Adică presiuni de genul ăsta existau și pe noi. Eu mi-aduc aminte când, da, cred că sunt cel mai în vârstă dintre voi, au, ce bătrân sunt, dar mi-aduc aminte când eram puști, da, conta inclusiv, cel puțin după ce a venit Revoluția, conta ce blugi ai, ce Adidas ai, ce cămășuță ai. Erau alte vremuri, alte presiuni. Ai mei nu înțelegeau presiunea aia. Da? Pentru că ai mei crescuse, spre exemplu, cu... Doamne iartă-mă, dacă aveai o cămășuță, erai șmecher. Nu conta să fie de firmă, să fie nu știu de care. Pe când eram la noi, conta firma. Că toți aveau de la firma cu tare, trebuia să am și eu. Da? Și făceau pe Doamne iartă-mă ca să înțeleagă și să fie cât se mult de aproape. E, în momentul de față, presiunile sunt mai mari. Pentru că sunt mai diverse. Linia este aceeași. Cum echipăm noi copilul, exact, astfel încât să aibă încredere în el, să discute conteze cu noi, să spună, să fie conștient de propriile puncte tari și de lucrurile la care trebuie să lucreze. Să nu vadă lucrurile la care trebuie să lucreze ca un capăt de țară și o dramă. Și doar pe... Da? Și așa mai departe. Dar linia e aceeași. Rest, da, socializarea, paginile de socializare, sigur că se pot constitui și într-o formă de presiune. Însă e presiune cu adevărat în momentul în care o resimți tu. Credeți-mă, și asta vă spune unul care primește zilnic înjurături pe paginile de socializare pe orice temă. Da, te enervează, logic te enervează, dar în același timp spune ceva despre ăla, nu așa despre este mine. Așa este. Da? Adică faptul că X mă înjură și mă consideră inferior pentru că n-am tableta nu știu care. Bine! Da, adică arăți tu cât de... Exact. Echipat ești la bibilucă. Exact. Asta le spun eu copiilor. Dacă cineva vă spune ceva de genul, este problema lor, nu este problema voastră. Voi încercați să înțelegeți subiectul și să vedeți cum îl puteți trata astfel încât să nu îl lăsați să vă afecteze profund. Sabina, vreau să te întreb, a rulat pe ecran un pic mai devreme un carton în care vedeam cât de afectați sunt tinerii și ce spuneau ei despre felul în care se simt pe rețelele de socializare și aș fi vrut să te întreb dacă tu ai tineri care îți scriu și care te întreabă, nu știu, cum să fie și ei, nu știu, celebri,
în rețelele respective sau dacă vin cu astfel de întrebări fără să-și pună niciun moment problema, așa cum a spus domnul Duminică, că s-ar putea să-și ia și niște înjurături pe acolo și atunci să se simtă să înceapă să pluseze la acest procent, uite, de 32% dintre adolescente spun că atunci când se simțeau prost în privința corpurilor lor, Instagram le-a făcut să se simtă și mai prost. Și cumva toată această statistică continuă. Au fost cazuri în care te-au întrebat tineri cum să devină și ei celebri pe rețele de socializare și le-ai oferit astfel de feedback, ei pregătiți să le spui o să fie de bine, dar o să fie și de rău. Da, mă bucură întrebarea ta, pentru că la evenimentele pe care le organizez de 3 ani de zile avem foarte mulți studenți, într-adevăr, iar partenera mea ține și cursuri de social media pentru copii și, în general, prima întrebare este cum pot să devin influencer și se dau și niște nume. Vreau să fiu Shelly, vreau să fiu Ina, vreau să fiu Dorian Popa, vreau să fiu X și Y. Unii mai de calitate, unii mai nu. Nu contează asta, fiecare este cum își dorește lui și toți avem publicul nostru. Dar în momentul în care le povestești că știi, acea persoană a muncit vreo 7 ani de zile până ajunge aici și vorba de muncă zilnică, de dimineață până seara și așa, se potolesc. Pe mine m-a șocat treaba asta, că în momentul ăla li se pare prea mult de muncă, pentru că ceea ce uităm să spunem este că acești creatori de conținut mai celebri au muncit enorm de mult. Fie câțiva ani de zile, fie câteva luni, nu contează. Au echipe întregi în spate. Iar lor le este lene. Ei vor succes și bani de azi pe mâine. Când îi întreb ce vor, vor bani. Ce vor să facă cu banii ei, încă n-au habar. Dar când ne aflăm într-un Zoom de genul pe internet și avem vreo 30 de copilași și discutăm cu ei, se vede cum toată lumea este atentă la câte 1-2 care sunt un pic mai aranjați. Gândiți-vă, apropo de ce vorbim acum, că ei se aranjează pentru un Zoom într-o clasă online, adică au ajuns la stadiul ăla, ceea ce mi se pare destul de grav. Dar aș vrea să subliniez un lucru apropo de ce se spunea în studio, că nu avem cum să schimbăm acum absolut tot. Și este important asta, așa este. Dar dacă vorbim din ce în ce mai mult despre acest lucru și iată, acum o facem, este un prim pas. Și un pas apropo de faptul că rula un video cu Adelina Pestrițu cu un story pe care el a făcut nemachiată. Bine, Adelina arată perfect și nemachiată, dar na, trebuie să înțelegem că așa e natura. Ea are 2 milioane de followeri. Dacă Adelina vorbește despre acest lucru și și-a setat ca de câteva luni de zile să nu mai folosească filtre, deja este un pas extraordinar. Vă asigur că din 2 milioane de followeri, foarte mulți de acolo sunt tineri. Apropo de studiile voastre, că 40% sunt de pe Instagram sunt tineri. Și apropo de oamenii care pot să considere că aceste subiecte nu sunt importante. Că băi, vorbim totuși de niște filtre, adică nu e nicio problemă. Ați arătat mai devreme iarăși niște cifre. Erau aproximativ 15% din tinerii americani și britanici care au tendințe de depresie și de suicid. Hai să înțelegem că discuția aceasta, da, corect, 13% britanici și 6% americani. Hai să înțelegem că discuția asta a pornit de la faptul că există tineri și dacă este unul singur și tot este mult, care sunt influențați de feedback-ul negativ din social media, dat de către comunitățile lor și de lipsa Vanity Metrics, cum am discutat mai devreme, și care pot duce la depresie și la suicid. Deci nu este ceva de glumit, de aceea vă felicit încă o dată pentru această discuție și aș vrea doar să mai adaug un lucru apropo de părinți. Nu sunt părinte, așa că nu pot să vorbesc în numele lor, dar pot să spun că din ce în ce văd, sunt înconjurată de prea mulți părinți care spun în continuu, ești cea mai frumoasă, ești cea mai superbă. Eu cred că acel copil, acea fetiță, va crește crezând acest lucru și va încerca să obțină niște lucruri în viață, bazându-se pe lucrul ei și pe modul în care arată, pentru că i-a spus mama timp de 15 ani că este cea mai frumoasă. Cred că și aici avem o mică bază, apropo de ce spuneați cu educația părinților. Comentarii? Așa este, dusul la extrem, așa este, e logic. Dacă îi spui copilului că tot dacă e frumos, perfect, copilul că e cel ce mai să face, să ne mai zicem că e frumos. Trebuie doar să ai abilitatea să îi transmiți mesajul. Acolo este problema magică, mare. Adică să-i spui, e și cea mai frumoasă, nu, e și cea mai deșteaptă, e și cea mai bună la matematică. Posibil să fii obiectiv și să fii cu inima deschisă, să-ți setezi, să ai o scară de valori foarte puternică și să fii într-o poveste continuă cu micuțul tău. Nu doar, vai, bravo, ești cel mai bun sau comparațiile la fel, trebuie să ai grijă la tot. Când ești părinte, părere personală, o, Doamne, mi s-a schimbat toată viața, adică ce știam nu s-a mai aplicat. Am învățat să devin părinte,
Asta pot să spun, în 8 ani de când am devenit mama. Și este fascinant, dar trebuie să vrei. Pentru că chestia asta e o chestie continuă. Ca și cu frumusețea. Și să uite, o altă dezbatere cu privire la, nu știu, le spunem copiilor că sunt cei mai frumoși, că sunt cei mai deștepți și vedem dacă ajungem într-o extremă sau nu. Tot noi parcă suntem responsabili și de timpul pe care îi lăsăm pe copii să stea pe aceste tablete. Fără că poate noi suntem un bun exemplu, că vedem mulți părinți la restaurant care mănâncă. Nu stau pe telefon, dar copilul stă pe telefon. Adică eu, exemplul meu la restaurant, e că stau la masă și mănânc. Și cu toate astea îi pun copilului meu, adică propriul meu exemplu deja nici mai contează, pentru că eu cred că acel stimul pe care îl pun în față e mai puternic decât ceea ce fac eu. Of, Doamne, eu am crescut 2 copii, nepoatele, n-am copiii mei personali, sau cel puțin, Doamne iartă-mă, nu știu să-i am. Însă, de foarte multe ori copilul este văzut ca, cum să spun, nu este văzut ca un adult în devenire. Da? Și nu este văzut ca viitorul adult care trebuie să aibă anumite ingrediente. Să aibă încredere, să știe, sau whatever. Ce credem noi că este potențialul maxim la care copilul ăla poate ajunge. Noi de foarte multe ori ne punem propriile noastre frustrări în copii. Și propriile noastre nereușite. Și propriile noastre lecții învățate, pe care nu le transformăm în, cum să spun eu, învățământ. Ci îl transformăm în învățătură, scuze. Ci îl transformăm în regulă. Da, eu te-am făcut, eu te omor. Exact. Celebrul ăla. Și atunci, în momentul în care noi înțelegem că de fapt copilul ăla nu face decât să devină ceea ce noi îl învățăm să devină. Da, și că diferența între a eșua și a reuși în toate modurile stă și în modul în care el, ea se raportează la acea situație. Bă, s-ar putea să învățăm ce trebuie să-i dăm. Pe exemplu, dumneavoastră este relativ simplu. Da, adică, ce vrem noi atunci de la copil? Vrem să ne lase în pace? Probabil. Sau, da, vrem să fie parte a unei familii. În jurul meu am prieteni de-ai mei care, a căror copii de 6-7 ani, deci vârsta asta, să zicem, da, în care gadgetul contează foarte mult. Și mai au, da, după jumătate de oră de televizor sau de tabletă sau de ce, știu eu ce, au stabilit regulile astea de la început, le-au înțeles, pune singur tableta jos. Da? Știe că la masă trebuie să mâncăm împreună și că distrăm și că râdem și așa mai departe. Știe toate lucrurile astea. Mai mult, dar nu știe că, Doamne ferește, că primește bătaie. Așa este. Nu. Știe că cealaltă perioadă poate să o folosească pentru altceva. Adică are tableta pentru, are jumătate de oră pentru tabletă, jumătate de oră de citit povestea, jumătate de oră în care poate să întrebe ce vrea, jumătate de oră în care poate să putem să facem lucruri împreună, mergem la pescuit, facem și așa mai departe. Dar trebuie să vrem să facem toate acolo lucrurile. Acolo este succesul astea. Părintelui. Trebuie să înțelegem că, de fapt, copilul ăla devine ceea ce noi îl învățăm să devină. În momentul în care noi l-am ignorat și am pus tableta în față și pe urmă, peste ani, vedem că are tendințe suicidale și că este în lume virtuală. Pe bune, mă, adică ce ai fi vrut să fie? O mare surpriză. Vai, ce surpriză, dar nu cumva vrei. Uite, acum hai să începem să plângem. Din nou, schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Da, modelul nostru parental, conservator, tradițional, să zicem așa, nu a fost unul foarte apropiat de copil. Că nu a fost. Așa a fost societatea asta. Da, Sfântul Nicolae... Acum suntem oare puțin mai permisivi? Suntem mai bine și din ce în ce mai bine. Da, dacă e să ne uităm. Da, și studiile spun asta. Însă la noi copilul încă nu are drepturi. La noi copilul încă este văzut ca prelungirea inutilă, da, știu eu ce. La noi copilul încă, noi te-am făcut, dar nu spune mie, tu să asculți și așa mai departe. Pentru că noi înșine am fost învățați așa. Da, duceți-vă aminte că noi am fost crescuți cu arătătorul la școală, da? Orice profesor avea arătător în mână și ți-o luai de nu știi de unde. Atunci tu vii și spui încredere în tine. Păi n-aveai încredere în tine pentru că orice greșeală era penalizată fizic. Corect. Da? Și atunci, logic, generația asta are probleme, da? Le transferă către. E, undeva trebuie să încep, rup cercul. Unde rup cercul? Păi eu vă spun dumneavoastră, rupeți dumneavoastră cercul. Fără că eu să-l rup.
cât de corect e. Păi hai să, cu mine, schimbarea mea stă în mine. Da? Da? Schimbarea mea stă în mine. Hai să încerc eu să rup cercul, să încerc să mă, da, să fac toate lucrurile și pe un vin și spun, uite, băi, hai să rupem cercul, că dacă am putut eu, poate toată lumea. Nu mai avem decât două minute din această emisiune și o să te las și pe tine, Daniela, și pe Sabina, câte un minut de fiecare, să facem o concluzie a acestei dezbateri. Cât de tare ne influențează pe tine rețelele de socializare și cum reușim să scădem această depresie, acest grad de depresie și anxietate care este tot mai în creștere? Prin implicarea noastră ca părinte în viața copilului mai mult, printr-o coordonare a activităților, printr-o explicare continuă de ce timpul petrecut în aceste rețele prea mult și toată această acest focus pe doar pe frumusețea dusă la extrem, nu sunt elemente care pot ajuta. Dar fără să interzicem, doar să facem povești, să învățăm să spunem povești, astfel încât copilul să ajungă la concluzia, la o concluzie pentru el. Exact cum spunea și domnul de față, să înțeleagă, să-și pună tableta exact la ora X, pentru că mai are jumătate de oră să citească o poveste. Poate ne întâlnim data următoare și ne învățați și cum să facem acest lucru, Sabina. În primul rând, mulțumesc încă o dată pentru invitație și apoi aș vrea să reamintesc că este ok să nu fim perfecți și că până la urmă tot ceea ce am discutat astăzi, atât legat de social media, cât și de relația părinte-copil, se reduce la o comunicare bidirecțională, la respect, respect față de comunități, respect față de copil, față de tine ca om și ca părinte în cazul acesta și... Despre asta este vorba, despre o comunicare și despre un concept pe care eu îl promovez foarte mult, human to human. Suntem toți oameni. Like-urile de pe Instagram și de pe alte rețele de social media sunt date de oameni și primite de oameni și foarte des uităm acest lucru. Așa că concluzia mea de astăzi este să ne acceptăm așa cum suntem, așa cum spunea și domnul Duminică, și să încercăm să promovăm mai mult. Dacă suntem mai mulți care vorbim despre autenticitate și despre faptul că e ok să nu folosești filtre în social media, o să putem să schimbăm om cu om. Așa cum spunea prietena mea dragă Aluziva, o mare promotoare a autenticității, picătură cu picătură vom schimba lumea. Vă mulțumesc tare mult tuturor, o discuție și o dezbatere extrem de interesantă. Concluzia mea din această seară este că ar fi bine să fim cât mai implicați în viețile copiilor noștri, să nu uităm că toți am trecut prin același gen de situații, doar că instrumentele s-au schimbat și că foarte important este felul în care îi ajutăm pe copiii noștri să aibă încredere în ei, să deprindă și să aibă obiceiuri și deprinderi sociale puternice, nu doar să fie buni la anumite, la anumite materii. Cred și eu că ar fi bine să avem curajul să ne arătăm din ce în ce mai mult așa cum suntem, adevărați, fără prea multe filtre sau dacă vrem să ne punem și filtre, măcar să anunțăm publicul de ceea ce s-a întâmplat. Nu știu ce să vă urez. Cred că vă urez o seară în care să petreceți timp cu copiii voștri dacă aveți copii, iar dacă nu aveți copii, să petreceți timp cu voi și cu felul vostru în care sunteți, că pe rețelele de socializare nimeni nu mai e bătrân momentan, nimeni nu mai e sărac, toată lumea o duce foarte bine. Haideți să trăim cu ce avem și să învățăm să fim noi puternici cu noi. Vă urez o seară plăcută în continuare!